Bună ziua din nou, dragilor! Suntem în continuarea turului nostru din Dobrogea. Suntem la Constanța. Diana ne-a propus un restaurant tătăresc, care e cu specific tătăresc și nu se găsește nici la București, nici altă parte a țării. Cred că e singur, nu? Cel puțin din Dobrogea, din Dobrogea și în rest, da. Nu cred. Mai există la Neptun, la un Neptun? Restaurant tătăresc. Se numește Jade sau cum se citește? Jade. Noi așa îl pronunțăm. Jade. Oriental Cafe. O să vedeți și meniul, o să-l rog pe Costi să vă filmeze meniul. Am comandat niște gustări, niște plăcinte tătărești. O să povestim un pic despre cultura tătărească și despre obiceiuri și o să degustăm și niște vinuri, am înțeles, nu? Da, m-am gândit că acum meritați, după câtă plimbare ați făcut cu mine atâtea ore, pe lângă airanul care este și aici tradițional, să avem și niște vinuri. Toate vinurile le-am ales de la crame dobrogene, evident că nu o să le servim probabil pe toate și la care am încercat sau să... Sau cel puțin o să arătăm urmăritorilor să arătăm, că nu le-am, exact, că le-am servit pe că toate. Suntem, da, că suntem la un moment dat când vedeți că cuminți, se oprește camera, să știți că am avut am o servit. Problemă. Da, am avut o problemă, așa, foarte, îmi place asta cum sună. Vom avea câteva probleme pe parcurs de rezolvat, care să se potrivească sau să vină în completarea ecuațiilor din farfurie. Pentru că am luat un meniu, v-am recomandat eu acolo, tot felul de produse de tip gustare. Ei, fiind popor nomad, aveau genul acesta de mâncare coaptă sau prăjită, care să și reziste. Și asta s-ar putea să știi și tu, mai ales că ai făcut și partea asta un pic orientală înspre Istanbul, partea de carne sub formă de pastramă. Da. La fel, fiind popor nomad, puneau sub șaua calului. Ei de asta nu mâncau vezi porc. Vezi că asta e un stereotip. Da? Nu, okay. Nu există nu să fie avut sub șaua calului. Ei își luau, ce ai spus prima oară, uscat sau da, afumat în cel mai bun caz. Dacă le permitea timpul să facă partea de afumatură. Dar altfel, nu știu dacă ați avut ocazia vreodată să vedeți ceva ce a stat mai mult timp sub șaua calului, nu vrei să da, pui mâna. Dar ai și întrebat în Mongolia când am fost da, atunci. Da. Și nu, e stereotip. Și are logică acum ce îmi spui, pentru că citisem recent legat de mucegaiuri, mai ales că vorbeam noi de mucegaiul nobil de la vinuri. Se folosea acest mucegai pentru că dacă era mucegaiul care trebuie ajutat la vindecarea rănilor de la cal. Și atunci de asta, mai degrabă, nu puneai carnea fixă acolo la șaua calului. Dar fiind popor nomad, trebuiau să aibă această carne uscată din da, care să se hrănească. Da, o duceau în desag, carne uscată și respectiv lactate uscate foarte bine uh-huh, și din astea se putea face supă în uh-huh, cel mai rău caz sau puteai oricum să sporești un pic mâncarea. Diluând cu ceva apă, da, în momentul în care ceai la un râu, da, da, înțeleg. Damian a băut lapte de apă fermentat, a băut de lactate fermentate, da. Și l-aș încerca. Bine, s-a obișnuit aici de la bivoliță, de la astea. Pe acolo, prin pustiile alea, că n-au nimic. Asta e singurul lor alcool, că n-au bere sau vinuri sau da, ceva și, cum se numea, Erec? Erec. Erec, da. Și Damian tot timpul bea, odată am băut niște mongoli care erau praf toți și beau cu castroanele de-aia așa și au început să cânte țară pe telefon să vezi ce fani erau. Da, da. De-aia s-au naturalizat și aici foarte bine, pentru că și noi avem terenul ăsta foarte arid, care nu putea fi arat și toate cele, dar pentru ei era o zonă destul de familiară. Și de asta le-a plăcut. Oierii tătari sunt semnalați până în războiul Crimeei uh-huh, și după. Uh-huh. Există o carte din 1906, Ioan Adam, legată de Dobrogea și de Constanța. Am înțeles că a fost o comandă a primăriei Constanța care voia să promoveze zona și povestea diferențele astea de case. Că restul, bine, voi nu veniți acum din Dobrogea de Nord, aveau curți cu flori, aveau grădini și tătarii nu aveau nimic. Și tot timpul le ziceau, da, de ce? Dacă Allah a lăsat așa, Allah așa trebuie să fie. Dacă voia Allah grădină, îmi dădea grădină. Mi s-a furat, da, foarte tare explicație. Da. Că aveau curțile complet goale și bordeile acelea micuțe în care stăteau tătăraicele. Deci nu plantau nimic, nu făceau nimic. Nu, și curțile tot timpul foarte pustii. Se ocupau crescutul de animale. Animale. Agricultura nici nu mergea foarte bine aici și atunci s-a mers foarte mult pe animale. Cam câți tătari mai sunt acum în zonă? Adică s-a făcut un... Nu știu estimarea acum. De asta zic că știu că s-a făcut recensământul acesta recent. Da, da, nu prea e aștept relevant. Că mulți, ai văzut că au trimis online și mulți n-au completat. Nu s-au înregistrat cum trebuie. Nu s-au înregistrat cum trebuie sau s-au declarat de altă etnie decât erau... Exact, cum dovedești în momentul în care tu te declari că ești de acea etnie? Că așa pe hârtie poate da, să mai declare complicat oricine. Un pic. Da, o să le caut pe cele anterioare să văd care sper să fi fost făcute mai corect. Alea cred că s-au făcut din ușă în ușă. Nu mai știu când a fost, prin 2014? Habar n-am. Eu știu să spun de când sunt tătarii aici, că sunt uh-huh, de la 1241. Asta știam și eu, că de pe la 1200 de la mare invazie tătărească. Parcă în Găgăuzia, când am fost, mai vorbeau de tătari, că au ajuns și pe acolo. Da, sunt niște, că vorbesc cu o tătară rusă acum în Găgăuzia pe acolo. Da. Tehnic, foarte interesant. Au trecut întâi pe acolo de au ajuns aici, că au venit din nordul Mării Negre. Dar la găgăuzi e o poveste mai interesantă. Bun, originile. Găgăuzii, de fapt, sunt o excepție istorică. Ei sunt turci la origine,
Tătarii au lovit întâi în Europa, mongolii, și după aia în Asia. Când au lovit în Asia, au speriat un sultan selgiucid turc atât de tare, încât ăla a fugit din Asia, a traversat în Europa și a venit în Dobrogea. Îl chema Izedin Caicavus și din Caicavus a dat găgăuz. Și au ajuns, sunt singura nație de origine turcică, rusofonă, creștină. Da, în zona aia. Au un amestec nemai întâlnit de trăsături. Și în continuare, limba pe care o vorbesc e o combinație între turcă și rusă, da, acolo. Au cuvinte din ambele. Uh-huh, uh-huh. Dar tătarii au venit invers. Oricum, tătarii dobrogeni, a existat un hanat la Isaccea, uh-huh, care dacă rezista, a fost un hanat rebel din Hoarda de Aur, dacă rezista ăsta de aici, posibil ca istoria să fie arătat altfel, da, dacă rămâneau consolidați aici și nu erau departe pe Volga. Și după aceea, când s-a fragmentat Hoarda de Aur, Dobrogea tehnic n-a avut hanat de sine stătător în afară de ăsta. Exista mai puternică prezența la nord de Dunăre, în Bugeac. Acolo erau tătarii Nohai, din care se pare că s-au tras și cantemirești. Familia Cantemiri e la origine familie de tătari, Cantemir Mârza. Uh-huh. Tătarii dobrogeni se pare că le crește numărul în momentul în care dispare hanatul de Crimea, dispare statul lor din nordul Mării Negre și se refugiază mulți în Imperiul Otoman, care era încoace. Da, asta vreau să zic, că noi având deja cultura musulmană stabilită aici, de asta le-a fost ușor să se așeze aici, știind că pot să-și păstreze și credința. Uh-huh. Cam așa aveam eu ca poveste, dar știam și eu ca 1200, perioada de primă mențiune. Și de aici se și îngemânează bucătăria lor cu cea turcească. Nu avea cum altfel, evident. Vis-a-vis de ceea ce vorbeam, bine, noi vorbeam de dimineață la masă, din marea dispută între greci și turci, uh-huh, ale cui sunt felurile de mâncare. Aha. La că turci, vorbeam noi cu sarmaua la și cu ce mai simplu de văzut. Ce au în comun cu tătarii, de regulă, aia nu împar cu grecii. Da, felurile pe carne, astea mai prăjite, mai cu alea, sunt din fondul nomad. Da. Dinainte să aterizeze în zonă. Da, inclusiv ce avem noi la aperitiv, că sunt cu carne tocată, care la fel tot, da, de acolo vine și ori coapte, acum, de fapt și atunci aveau cuptoarele, ori prăjite. Musaca, în schimb, pe care am văzut-o în meniu, e de aici. E din zona e de aici. E din zona, da, Imperiului Bizantin. Da, da, da. Că și pe asta știu că și-o dispută, dacă nu mă înșel, cred că cu din goana calului e cam greu să faci o musaca. Să fim serioși. Asta ar mai fi fost, da, cea mai tare. Iar numele cel mai amuzant este vânăta umplută, imam Bayaldă, imam Bayaldă însemnând aleșinat imamul, mm-hmm, a se înțelege de bună ce e. Da. Eu îl știam și ca papucul sultanului, îi mai zice așa popular, că unii chiar așa îl și făceau în anumite restaurante, mai povesteam noi în piața Ovidiu de niște restaurante, și îl lasă așa ca să arate aproape ca un papuc, jumătatea de vânătă tăiată frumos pe lungime, carne tocată și după aceea doar un capac de jumătate, ca să arate exact ca un papuc. Erau aici, stai așa... Eu o să fiu și kelner în partea asta de filmare. Aligote sau vionie. Care, hai să începem. Deci, Claude de Colomb, da? Claude de Colomb, ăsta franțuzescu, da. Bun. Și ai ideea de somelier la gât? Nu, eu n-am, n-am lingura la mine, am doar desfăcătorul. Acum nu mai este bună, acum este doar un simbol, dar ea a avut un rol foarte important la momentul respectiv. Primele vinuri, să zicem așa, erau colecționate de mănăstiri. Ok. Când se aduceau, se colecta de la țăranii din jur. Și clericul care le primea le verifica de claritate. Uite, dacă știam, îl luam la mine, se cheamă Tast Duvan. Am început să vină aperitivă. Să mâncăm repede până nu vine la mine, să mâncăm da, mai da, mult. Da, da, da. Pe de-o parte, era făcut din argint ca să verifice și dacă nu este otrăvit, pentru că argintul scotea în evidență cianură sau ce mai era, se înverzea. Și ca fapt divers, țineți minte că pe vremuri, mai ales boierii sau cavalerii, când ciocneau, aveau paharele alea de argint, cupele, cu care și ciocneau cu forță. Și ciocneau cu forță dintr-un motiv anume, ca să sară lichid de la tine din pahar în paharul celuilalt. Dacă ți-ar fi otrăvit ție paharul, tu știind că ți-a sărit din lichidul lui, nu mai bei. Și așa își dădeau seama dacă bea ăla din paharul din care a sărit. Ce tare! Da, toate erau gândite. Ce formă interesantă are sticla și, de vin. Și sticla și cu fund din acesta foarte adânc în caz că se adună impuritățile. Ne-au venit aperitivele. Ei au foarte multe astfel de degustări. Sigara Borec, cea pe care am luat-o acum. Astea sunt cu carne. Exact ce povesteam mai devreme, că au cu carne tocată. Dedesubt se cheamă Geantâc. Ele pot fi făcute, la ei genul ăsta de aperitive pot fi făcute ori cu carne tocată, ori cu brânză. Noi aici, cred că doar astea cu brânză. Astea sunt cu brânză, că am luat să fie cu brânză de tip aperitiv, adică o brânză un pic mai sărată. Ei au unele și cu mix, cu brânză dulce și telemea. Uh-huh.
Foarte bune. Și geantăcul este tot la fel, cu o combinație de brânză. Chiobetele ar fi versiunea șuberecului, doar că este cu foaie, cu aluat copt, tot cu carne tocată, în timp ce șuberecul este prăjit cu carne tocată. Eu când eram copil la Mangalia, nouă ne făcea și șuberec cu, teoretic, cu brânză. Când nu aveau brânză, făceau cartofi cu griș în mijloc. Aha. Și ne făceau prăjit. Aici doamna Enise, o să o cunoaștem și pe dânsa un pic mai târziu, mi-a zis că dacă am vreodată poftă, să-i zic și îmi face și șuberec din acela cu brânză, ca pe vremuri. Că ea l-a prins, evident, în tinerețe. Și vinul cu care am zis eu să deschidem, mi-am dat seama acum la legândul că începem chiar cu Dobrogea de Sud, pentru că este o cramă foarte mică, cred că e cea mai mică cramă din România, dacă nu mă înșel, Butic Winery cu siguranță, are doar 3 hectare de strugure, are și cazare, vreo 3 camere, franțuzește, numele este Claude de Colomb, pentru că are foarte mulți porumbei, este în zona unui fost iase, doamna din Franța, bunicul de origine română, venise, se pare, făcut, stătuse pe aici, și ea a venit pe la începutul anilor 2000 sau chiar înainte de 2000, și a descoperit acea zonă dezafectată, că știi cum rămăseseră iaseurile după comunism. I-a plăcut atât de mult încât a reușit să cumpere terenul și când s-a dus să înregistreze cantitatea de vin pe care urmaia să o producă, a început să râdă ea la minister la ea că e cantitatea de vin de casă. Cât ce vrei tu să-ți iei adeverință pentru asta. Și face pe stilul de vinificare franțuzesc, deci e un pic diferit. Ea ține inclusiv vinul alb la baric, acele butoaie de lemn care dau niște arome deosebite. Vinul alb în general nu prea se ține la baric. Dar okay. Dânsa le ținea până și 18 luni, chiar și pe cele albe. Și fiecare soi de strugură îl ținea separat, în baric separat, îl făcea cupajele de bea la sfârșit. Că știi că, în general, cupajele, când se amestecă două tipuri de soiuri de strugură, se face încă de la început, de când faci prima presă. Da. În cazul ei, nu. Ea le făcea de bea la sfârșit, produsul finit îl combina dacă era să facă cupaje. Din păcate am pierdut-o. A murit anul trecut, a cumpărat altcineva, încă mai sunt vinurile cu semnătura ei. Soiul acesta de strugure Vionie este din Franța, îi priește terenul arid pe care l-avem noi aici și l-a naturalizat doar ea acolo. De asta am zis să-l avem așa, am încercat să aduc așa de la fiecare câte o mică Diana, poveste. Știi, în primul rând, de ce mă bucur că suntem în formulă de 3? De ce? Că dacă eram doar eu cu domnul Sorin, trebuia să vorbesc eu. Ai văzut? Da, ți-am dat pauză de data asta. Eu o să-mi cer scuze încă o dată celor care ne ascultă că vocea mea nu este cea mai potrivită acum. Mă refac după o laringită, așa încât eu doar o să mă cam uit la pahar, dar vă pun vouă să vă bucurați. Ai văzut Margareta Nistor ce succes a avut? Uite că o să țin minte asta, că da, dânsa are vocea asta așa un pic guturală, mai ales eu care nici n-am fumat niciodată și o totuși am acum... Succes. Da, eu aș vrea să nu rămân totuși cu vocea asta, că îmi plăcea vocea mea cristalină, dar vedem cum mă refac. Și Airan, pentru că nu se putea fără Airan, mai ales în cazul meu. Eu de câte ori vin aici la ăsta și la cele turcești, tot timpul îmi iau și un Airan, indiferent ce mănânc. E foarte bun. E foarte sănătos. Și dacă eu am și crescut cu genul acesta de bucătărie, pentru mine e normal. Și dacă am acasă iaurt, îmi pun apă și un praf de sare și mi-l fac ca și rezultă Airan. Să iasă Airan, exact. Ia mai ales că eu sunt băutoare de... De fapt, îmi plac lactatele de capră, în special, și de oaie, nu de vacă. Pentru că noi așa am crescut aici în Dobrogea. Și nu știu dacă... Și eu tot cu oaia, știi? Oaie și capră, nu vacă. Lactatele de capră sunt cele mai bune pentru organismul uman. Capra dă aceeași calitate a laptelui, indiferent dacă e bătrână sau bolnavă. Celelalte animale nu fac diferența asta. Bine, le-am găsit. Da. Este foarte ușor, de aia l-am și făcut, l-am deschis acum la început, pentru că celelalte după aceea o să fie un pic mai pline, mai aromate. După aia m-am gândit că aș putea să aduc ceva și... E fume, de asta spuneam, pentru că asta la baric. Ea le ținea pe toate la aceste butoaie de lemn între 6 luni până la 18 luni. Și se potrivește. E bun, e bun. Dânsa venea dintr-o familie de vinificatori din Franța, având și podgorie în zona Champagne. Ea făcea Champagne, Grand Cru. Grand Cru era o zonă cu doar câteva sate desemnate, calitate superioară a Champagnei. Și dacă ajungeți vreodată la cramă, puteți să mai are încă câteva șampanii la vânzare Fervește. Acolo din producția ei înainte să moară. Nu vreți să apară la televizor? Îl vede la ProTV de afară. Aoleu. E de la ProTV? Da. Românii au talent. Păi tehnic tot aia face și aici. Tot talent.
Cu adevărat, e român cu talent. Am văzut că a câștigat un copil care a spus o poezie sau ceva. Un copil de 7 ani. Ieri a fost final, am înțeles. Foarte bine. Și a câștigat un copil de 7 ani care e actor sau ceva. Acum ca să stau și ție o pauză să poți să mănânci, că așa văd eu cum se mănâncă elegant un șuberec. Chiar mă gândeam cum... În schimb, la Eurovision am avut succes. Așa mănânc eu, nu știu. Da, acolo, mă rog, nu comentez. E interesantă forma sticlei de vin, că e ceva mai rar. Un short trapez, da. Da, am văzut, da. Da, formatul clasic era fie tip Bordeaux, cu gâtul scurt, fie tip Burgund, care se alungește. Și umerii, vezi că sunt diferiți. Se glumea că era tiparul protestant și tiparul catolic. Ah, ok. Bordeaux e tiparul protestant ăla slab așa și înțepat, pe când Burgundul este tiparul catolic, mai rubicond, mai lătăreț puțin. Și cine a moșterit o bedoamnă? Adică cine se ocupă acum de... Au cumpărat-o cei care au Lake One, niște apartamente Eurovial. Virgil Alexandru, în caz că vă zice ceva numele. Nu, dar nu sunt din domeniu și să nu se piardă... Nu știu ce se va întâmpla. Era ea nu lucra doamnă. Singură. Da, avea undeva spre 70 de ani și a avut o formă de TBC. Și chiar de prin 2019, începe să se simtă rău, au început negocierile și a reușit să vândă în martie anul trecut și în iunie a murit. Avea și un vinificator cu care lucra aici local și l-au adus pe vinificator ca să continue el să fie în același stil. Că au zis că vor să-i păstreze stilul. Aici chiar era cu semnătura ei, Anne-Marie de Rosenberg. Am cunoscut-o. Dar avea origini românești, ai zis? După bunic. Aha. Am fost la un infotrip cu niște jurnaliști și la un moment dat ne-a făcut ea pe acolo mâncare, tot așa, arhitectură în farfurie, foarte frumos. Îi făcuse și un meniu foarte interesant. Și-a întrebat-o foarte. Și-a întrebat-o cineva, ce părere aveți de șprițul nostru? Bine, știi că șprițul nu l-am inventat noi. I-a jucat efectiv maxilar, mă uitam la ea, dar a fost o chestie foarte mișto. Dacă vinul e prost, fă-l șpriț. Dacă vinul e bun, lasă-l cum e. Elegant, dat-o. Da. Deși am cunoscut pe cineva care a adăugat vis-a-vis de vinul cu cola sau Sprite. Deci dacă vinul ăla are 100, costă 100 de lei, cum crezi că îl îmbunătățești tu cu o cola de 3 lei? Sau 2? Dacă ai nevoie de cola, că altfel nu poți să-l bei. De ce-l bei? Mai corect așa, da. Și mai adaug și ce spunea Radu Anton Roman, că dacă nu poți să-l bei, să nu cumva să te gândești să gătești cu el. Mai rău de astea, că dacă nu-i bun de băut, folosește-l la gătit. Păi dacă nu vreau să-l bag în formă curată, de ce l-aș mai arunca în tigaie să mai strice și mâncarea? Și exact. De aceeași părere. Noi așa avem, noi avem termenul ăsta la degustări, ăsta e chiuvetabil. Și atât. E bun de desfundat țevile. Până acum, excelent. Zic, până acum, excelent. La asta îți pun dopul și ți le dau la pachetel. Să mai ai la cameră. Nu pot să spun că mă supăr. Păi. La cameră? Păi și dimineața ceva cu el. Las ușa deschisă. Fola e în mașină dimineața până ajungeți la destinație. V-a dat traseu? Nu știu dacă ați fost pe fază în Mongolia în a doua zi. Așa. Eu m-am dus în cameră cu 2 litri de erec, de lapte fermentat. Și l-am văzut pe șofer că se uită lung după mine, că aparent când vin turiștii prima oară... Și ne-am văzut a patra zi. Da. Când vin turiștii prima oară, dacă beau de la prea mult, se întâmplă niște lucruri mai... Nasoale. Dificile. Șoferul la toaletă sau ce? N-am ce problemă, șoferul m-a văzut, da, suntem pe cameră. Da. Șoferul m-a văzut că intru cu alea 2 litri în cameră. Și a zis gata. A doua zi dimineață mă vede, omul nu vorbea engleză și doar mă întreabă. Și fac totul bine, totul bine. La care oho! Ești puternic. Ai fost campion, da. Au venit profesioniștii. Păi venim din România, suntem obișnuiți să asimilăm și să normal. Consumăm multe. Adică stomacul nostru e pregătit să, exact. Să le devoreze. Foarte bune. Și sunt foarte pofticioasă. Adică nu neapărat și pofticioasă, dar dacă am ocazia să gust, asta e singura mea regulă, dacă nu mișcă în farfurie, îi dau o șansă. Eu vreau să gust. Dacă mișcă, înseamnă că e cam proaspătă, e spre viu.
Știu că sunt chestiile alea, niște fructe de mare sau nu știu ce sunt, prin Japonia pe undeva. Corea. Mănâncă baby calamar sau baby caracatiță vii. Alea. Și au fost cazuri de au murit. Că s-a prins la de gât. De-aia, regula de bază este dacă e mort, mănâncă-l. Dacă nu e mort, omoară-l, da. După aia mănâncă-l. Și mi se pare că unul din ele și emite o chestie, un fel de o cerneală care devine un pic toxică sau ceva de genul. Este forma lor de apărare. Deci campioanele au fost sigara burec. Sigara. E foarte ușor de dezlușit care-i care după formă. De acolo vine sigara, nu? Sigara. Vocabularul românesc are foarte multe influențe, foarte multe are. Gastronomic mai ales. Gastronomic, și în partea de spațiu de locuit, să spunem așa. Odaie, musafir, mai sunt dușul mea. Sajac. Partea de streașină de sus. Da. Zarzăre. N-ar fi exclus. De ce nu, da. Nici eu nu știu ce proveniență are, dar se poate. Nu am avut surpriza când am găsit asta cu vișinata, că am găsit-o și prin Croația. Ce fericit am fost. Asta o știu, nu trebuie să mai traduceți. Unde ai fost în Croația? În Split. Un proiect Erasmus, da. Mi-a plăcut foarte mult. Nici nu era atunci cu Game of Thrones, cu astea, că am vizitat toată zona aia lui Diocletian. Nu, tot acolo s-a filmat de Games of... Eu știu foarte bine că merg în Croația de vreo 15 ani în fiecare vară și stau o lună, două, trei și știu bine, bine. Și Splitul și Trogirul, și Trogirul e foarte frumos, chiar lângă Split. O singură zi, fiind cu proiectul Erasmus, n-a fost programul făcut de noi. E aceeași mărie cu altă părărie, adică tot genul ăla de străduțe mici și pietruite. Da. Și ne-am luat zborul special a doua zi față de ziua în care se termină oficial programul nostru de Erasmus, ca să putem să și vizităm. Aeroportul din Split e în Trogir, de fapt, e foarte aproape de Trogir, da. Și tot așa, nu știam ce să vizităm, am vrut să mergem la Cârc, alea, insulele din zonă. Da, Cârc. Cârc, dar era puțin extra sezon. Și nu mergeau suficiente nave și am avut așa niște dubii. Era primăvară, tot așa, în aprilie. Și ne-a zis cineva de acolo din Croația, mergeți într-o ghir, că era transport, era sigurat. Da. Cât de frumos. Da, pe aia ți-a zis. Nu știam la ce mă duc. Am vizitat cetatea, catedrala, că am înțeles că tot ce avea acolo la intrare are legătură cu calendarul, nu știu ce, că știi că ai tot, e cu simbolism. Și poți să urci deasupra pe cetate și vezi tot. Pe toate. Eu unde găsesc turn, eu urc. Nu ratez nimic, clopotnițe, nimic. În Sicilia tot așa am găsit niște biserici, s-a filmat ghepardul prin anii 60 acolo. Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Așa, și ești foarte mândri, îți dai seama de asta. Și am ajuns în Noto. Noto e un sătuc de ăsta baroc, în care am ajuns vineri seara și am zis că stau până a doua zi, că a doua zi să mă duc în Siracusa. Nu mai am niciun transport, nici de tren, nici de auto, de nimic, doar mă duceau ăștia șoferii cu mașina. Și am zis, băi, femeie singură în Sicilia, parcă nu m-aș urca în mașină cu un bărbat. Și am rămas două nopți acolo, 25 de euro pe noapte cazare, adică chiar a fost super ok. Aia în primul rând aveau femei pe străzi. Eu când m-am dus la cafenea să-mi beau cafeaua și mi-am pus picior peste picior și a vărsat moșul cafeaua pe el. Nici știind că ei aveau sărbătoarea locală, Sfântul Sebastian. Mâna, da, da, da. Când mi-a explicat după aia un prieten sicilian și zice, păi da, dar la noi femeile stau în casă, fac paste, ele nu-și beau cafeaua pe stradă, să fie sănătoase. Și am găsit o biserică de asta, un pic cu simboluri malteze, închisă. Și mi-a zis băbuța de peste drum. Voi intrare? Psi! De zic. Și mi-a venit cu cheia, că acolo se filmase scena din ghepardul. Și ea fusese figurant în uniformă catolică când era elevă. Chestii din astea, da. Da, eu tot timpul, eu zic da. Ai nimerit... Da, tot timpul am surprize din astea și tot timpul mă bucur de ele, oriunde mă duc, de-abia aștept. La mine se cheamă ăsta principiul balegii. E un fel de povestioară... Explicați, vă rog. Da. E un fel de povestioară motivațională, am putea să o numim. Copilul optimist versus copilul pesimist. Copilul pesimist primește vaporul și începe să plângă că el vrea mașinuță cu telecomandă, ca idee, sau trenuleț, mă rog, ceva. Iar copilul optimist primește o balegă și este fericit în curte unde-i poneiul. Că el, dacă primi balega, am crezut că ăla este simbolul pentru ponei. A, și de-aia zici tu principiul balegii. Eu știam o altă filozofie de balegă, că un șoricel este fugărit de o pisică, intră în grajd și o vacă, din neatenție sau ba, dar o balegă pe el, din care rămâne numai codița afară. Intră și pisica în grajd, vede codița din balegă, trage șoricelul afară și îl mănâncă. Morala. Nu întotdeauna cine te bagă în rahat îți vrea rău. Nu întotdeauna cine te scoate în rahat îți vrea binele.
3. Dacă tot ai intrat în rahat, intră mai cu totul. Stai acolo, da. Dar în cazul meu mi s-a întâmplat uneori să planific niște vacanțe din alea la sânge, că controlul fricul din mine trebuia să fac asta, și să nu-mi iasă acele planuri. Și să-mi apară niște chestii neprevăzute atât de frumoase, încât de atunci am zis, ok, aia a fost balega, chestia care nu se întâmplă, hai să vedem ce-mi vine ponei. Și în toate vacanțele mi apare și câte o chestie... Câte un ponei. Câte un ponei, da. Da, sună mai așa, cu principiul deci, balegii. La noi Istanbulul a fost balega în turul din de Mongolia. Ce? Păi nu trebuia să ajungem în Istanbul, trebuia doar să facem mescală pe acolo. Haideți, haideți, nu-i problemă. Și eu mai vreau unul, vă rog. Asta cu ghiozele mele, le-am descoperit prima dată într-un all-inclusiv în Antalya, evident. Dar eu am un prieten ăștia da, turci. Și aveau de alea afară care găteau da, tânticile alea frumoase, așa, da. Am făcut niște trasee de Turcia cu ei, dar eu n-am văzut Istanbulul cu ei. Cu mașina pe la Çanakkale, toată zona costieră, Marmaris, Çanakkale, toate alea. Și terminam, evident, în Antalya, unde ne prăbușeam să ne odihnim după ce mergeam ca besmetici săptămâni întregi. Da, deci noi mergeam din două în două zile, cam cum faceți voi acum asta, dar ziceam, în momentul în care faci trei săptămâni, devine obositor. Da. Să tot iei oraș după oraș. Oliu de Niz și Fethiye mi s-au părut cele mai frumoase până acum. Și avea tantile astea care făceau, aveau ori inclusiv o la Zesma, toate chestii, nu știu câte restaurante. Și ne-am dus trei persoane. Eu, unul din băieți era o chestie la vreo 65-70 de kg, așa, biscuite din profil. Și prietenul lui, da, adică băiatul e foarte slab, știi, nu promitea la partea de mâncare, nu se vedea unde intră. A, dar, nu, te, exact. te poți acolo, înșela. Acolo s-au înșelat foarte tare băieții cu noi. Și prietenul lui, 1,90 spre 2 metri, vreo 140 de kg, dar mă rog, la înălțimea aia distribuită, da, se vedea că e mai masiv. Și ne așezăm noi trei și am luat, cam cum ați luat voi aici, două porții de alea, trei porții de alea, pide, lahmacun, adică am luat și extra, 8 Tairan, 3 cola, că erau și băutori de cola. A notat o spătar acolo, a umplut pagine și restul când vin? Nu, nu, pentru noi. Și acolo le-a căzut falca și am și mâncat tot. Că nu știu unde fusese. Eu făceam piscină în fiecare zi, notam și îmi trebuia mâncare. Dar acolo m-am întors cu 3 kg în plus. La cină erau eclere din alea. Cred că ai scăpat ușor. Foarte ușor, comparativ cu restul. De-aia zic, eu făceam și mișcare. Și aveam mini eclere și sos de ciocolată lângă. Și puneam în castronul de supă eclerele și cu polonii cu ciocolată. Doamne ferește. Și doar cu 3 kg, deci. Polonic cu ciocolată, eu zic. Polonic, puneam ciocolată peste cu polonic, efectiv, da. Sirop din ăla fierbinte. Mamă, mamă. Acum am avut după ce mâncam ghiozele mele de la 5 și seara la cină era partea aia de eclere. Și eu, în moment de glorie, nu o să dau numele pizzeriei, dar poate să fie bănuit. Am avut o perioadă când avea o chestie cu 50 de lei, all you can eat. Și, dar recunosc că am fost la impresie cu cei doi prieteni pe lângă care eu par pitic. Am apărut toți trei, deci chelnerul arăta exact ca o căprioară când o iei cu farurile pe auto. Aolo! Au venit! Tocmai, dacă 5 minute dacă venim mai repede, că chiar acum s-a terminat promoția aia. Nu mai avem, Nu, și am cerut cea mai mare, că iarăși nu dau numele, la care omul foarte calm a zis, deci doriți individual aia care se recomandă la două sau trei persoane? Da. Vedeți că e mult. Adu. E regulă. Ai încredere. Sau a fost mai frumos când am comandat acasă și o altă pizzerie avea... aveai varianta să spui tu toppingurile ce dorești. Și s-a cerut tot ce era carne. Dar tot. Și doamna la fel foarte calmă la telefon zice, nu o să țină blatul. Doamnă, dumneavoastră puneți, că vedem noi cum facem cu... Cu blatul? Da. Mâncăm din cutie, nu-i separat. Deci, curierul era foarte... nelămurit de, până când a deschis amicul meu de 2 metri și aproape de 200 de kg. Și când a deschis amicul meu, ușa, curierul a făcut numai Am înțeles. E clar. După chestia asta am și eu două povești, una scurtă. Un steakhouse aici în Constanța avea coaste din astea de ribs, știi, de porc. Și avea o zi tot la fel de all you can eat. La preț de o singură porție. Hai să mergem. Am mâncat 4 porții. Aoleu. Speria pe ea. Și ți-a dus și cartofi prăjiți bine, am mâncat mai puțin cartofi prăjiți. A fost ultima lor promoție, după aia au renunțat. S-ar putea, da. Au și închis. La un alt hotel, tot în Turcia, în Pamukkale, și acolo zonă foarte frumoasă, ne ducem grup, cum făceam cu prietenii ăștia, dar eram mulți, eram familii și cu copil mic și cu ăștia micuți de 5-6 ani.
Și se duce ăsta care vorbea cel mai bine turcește, el a negociat cazarea, mă, dă-ne și cină, că stăteam doar o noapte și micul dejun. Că uite, familie, cât să mănânce? Am rupt acolo, pentru că aveau izvoarele termale, nu știu dacă ați fost, și alea ne-au dat o foame foarte mare, foarte frumoasă zona. Da, am fost țărani. Deci acolo chiar am fost țărani. Era una din primele noastre ieșiri și efectiv, exact ce povesteam cu chestia aia, că nu se țipă în unele locuri, noi țipam, că unii erau la masă, unii la bufet. Bă, vezi care din aia, ia din aia. Dar am și mâncat. Ne-am văzut șeful de sală, am plecat noi, câți eram 20 de oameni. Anul următor ne ducem iarăși acolo, 6 mașini, tot așa, vreo 30 de oameni de data asta. Și cum eram noi în recepție să facem check-in-ul, trece șeful ăla de sală de anul trecut, a încetinit pasul, cred că se uita și se dădea seama că ne știe, dar nu știa de unde, ce vorbeam noi cu figurile. Și amicul ăsta mare de 1,90, ne mai ții minte? Știi anul trecut cu masa? Aaa, și râdeam, ăsta le face ședința acum în spate la bucătărie. Să nu dea Sfântul termitele. Să mai scoateți creveții. Da, 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 dar au venit termitele, pregătiți că aveți de făcut refil la platouri, da. E foarte frumoasă și zona aia de vizitat. Pamuk, Bumbac. Uhum. E zona de Bumbac. Și niște izvoare ale Cleopatrei, se laudă ei pe acolo. Mă rog, au mai multe chestii legate de Cleopatra și pe la Liu Deniz. Cleopatra chiar a avut treabă cu partea de sud a Asiei Mici. Era destul de ușor de ajuns, da. Pe plus că dispunea navigație. De flotă. Așadar, lucrul ăsta e fezabil, dar, mă rog, e un nume care vinde. Dar dacă cineva știe să vândă, apă e turcul. Asta clar. Da, e să râzi, că și în Mongolia. E Genghis Khan peste tot. Uh-huh. Văd că Genghis Khan, e hotel Genghis Khan. Deși ei săraci au mai avut și alți conducători, dar ăsta a rămas. Da, dar au rămas mult în urmă la popularitate. Avem un profesor aici de la universitate care are doctorat și a făcut și curs de istoria tătarilor din Dobrogea. Am reușit să particip la câteva cursuri, că nu era obligatoriu. Și tot se roagă de mine, Metin Omer. Al știu, uh-huh. Ne-am întâlnit la conferința cu Istanbulul. Da, e super ca informații. Știu că are și ceva doctorat făcut în Ankara, nu știu de exact dacă tot pe istoria tătarilor. Păi în Ankara sunt cam principalele arhive, astea acumulat cu Moscova. Păi și ăla de la Cluj ce pe studii turco... Domnul Tahsin Cemil. Uh-huh. El e turcolog la origine. Uh-huh. Dar el este și un institut de cercetare acolo. Pentru el? Da. Mă rog, pentru el. În onoarea lui. Am volum colectiv cu articolele lui. Acum, republicat, anul trecut. Știu că s-a scos, nu am. Eu l-am primit cadou, da, de la o prietenă tătoraică. Că s-a gândit că o să-mi placă să-l studiez. N-am apucat încă să le citesc. Am deschis, am văzut, ok, informație multă. Trebuie să fiu concentrată ca să și absorb informația, că altfel e păcat de carte. Asta așa e. Sunt chestii pe care nu le prea poți frunzări așa în autobuz. Nu merge. Dar omul remarcabil, la 80 de ani, ține, lucid, nu? Ține toată conferința, vorbește impecabil. Da, nu, e foarte, l-am văzut când a vorbit la conferință. Și nu are limbajul de lemn, exact ceea ce spuneți dumneavoastră. Asta e problema cea mai mare. Discurs liber, foarte frumos. Ce spune pe față, băi, și cu securitatea, uite, a fost așa, ne-a... Va trebui să vă luptați voi cu ele. E, dar nu-i eu, în obicei tătărăsc că trebuie să ras tot ce e pe masă? Nu. Nu cred. Atunci putem să stăm cu minți, că mai... Da. Mai vin un val. Ați mai să zic, și după aia puteți să le luați după, diseară. Mă gândesc că asta e pe post de cină pentru voi, nu? Cam așa. Normal. Nu vă zic după aia, dacă nu late ziceți lunch, voi, da. Late lunch, early dinner, Mai ales că domnul Sorin ține și cu intermittent fasting. Eu nu reușesc pe distanțe lungi. Încerc și eu, dar... 5 zile am băut doar apă și m-am simțit super bine. Prima zi zi foame, te tăvălești pe jos, după aia uiți și începi să iasă toxinile, gândești mult mai limpede, mult mai așa. Am fost la sală, deci n-am avut nicio problemă, știi? Păi da, asta e intermittent fasting. Eu credeam că e ăla în care și ăla, da, nu mănânci 16 ore, da. 16 ore, 18 ore, da, depinde. Asta înseamnă că a ținut un fel de post negru, post, dacă l-ați avut doar post cu apă, se numește, da. 5 zile, tot fasting, da. Dar foarte bine m-am simțit, adică chiar mai părut rău că mi-am stabilit doar 5 zile. Că până la toate asceție și astea, tot așa reușeau să se ducă în direcția asta. E progresiv. Legendă populară, că dacă n-ai mâncat o zi leșin, că cazi pe jos, că te întinzi, pentru că noi suntem autofagi. Are la resurse... E un...
Am și vorbit cu el și doctor Cezar pe net, care tot explică, e medic cardiolog, dar se ocupă de partea asta de nutriție. Și explica, zice, băi, zice, un frigider acasă e un frigider, ai mâncare veche în spate și tot timpul cumperi mâncare nouă și mănânci numai pe aia nouă și pe aia veche tot acolo o lași. Dacă nu mai cumperi mâncare nouă, la un moment dat o să te atingi de aia veche și asta e și corpul nostru, adică da. Autofagie, încep să iei de mâncarea veche și golești frigiderul. Da, da, cam așa e. Explicația asta eu aveam eu în altă formă, sau mă rog, legată de tehnologie. Înainte să apară bateriile astea litiu-ion, că trebuia să lași telefonul ăla să se descarce complet, ca după aia să-l încarci și să aibă încărcare completă, ca să aibă rezistență bateria telefonului în timp. Și exact genul ăsta a fost de explicare. Dacă bagi niște oameni într-o cameră care are o singură intrare, ăia din capăt o să se sufoce și o să leșine acolo și trebuie să lași să se golească toată camera ca să bagi iarăși oameni. Da. E cam pe același sistem. Bine, da, acum nu mai e ca... astea că ion, litiu, ion? Ah, nu știu, da. Uite, nu m-am gândit dacă ion. Știți care e asemănarea între nunțile la români și fizica cuantică? Nu. Mișcarea haotică a ionilor. Așa. Ion, Gheorghe și Maria, cei mai mulți din România, da. Ce tare. Mișto. Da. Sau cum a aflat legile fizicii un șofer de camion care după aia a mâncat bătaie. Pentru că transporta pui și a oprit camionul în pantă până s-a dus el să vorbească unde descarcă pui. Așa. Și când a descărcat pui, aia stătuseră claie peste grămadă vreo jumătate de oră în fundul camionului și ghici. A ieșit șaorma. Da. Cu pene. N-a mai mâncat nimeni pui, dar a mâncat șoferul bătaie. Erau toți presați acolo. Da. Bine, nu pot să compară cu un tractorist de la mine din sat. Care a venit cu două remorci încărcate cu grâu să le lase la siloz și pentru că era coadă de tractoare, omul a ajuns în deal, a ajuns cu tractorul pe loc plat și remorcile în pantă și l-a dezgățat că se duce până acasă. Și-au luat-o ala la vale și noroc au întâlnit un șanț înainte de o casă și pur și simplu din șanț au sărit în aer, s-au proptit-o, era o remorcă proptită așa în osie. Și n-a sărit grâu? Grâu ca grâu, i-a sărit inima lui tanti din casă spre care se duceau remorcile. Să omoare oameni. Da. Deci tanti aia a ieșit să ținea de gard. Doamne, copilași în casă, vedem de că vin seama, remorcile peste noi. Alea le vezi doar prin filmele astea de tip parodie. Dar eu sunt curios de fața lui, în momentul când a scos cuiul. Îți ca și aia cu Sania, care se iau cu Sania și chiar pe bune. Au filmat noi pe YouTube și trec la o femeie în gard așa până. Da, la asta mă gândesc așa, da. Numai că spre gardul femeii ăstea curgeau vreo 6 tone. Vedeți seama că e dărâma casă femeii. O fi vrut și ea niște făină săracă și s-a trezit că îi vine remorca de grâu. Ia. Acum vine. Universul i-a dat. Ia femeie. Fă-ți pâine. Ce tare. La țară. A, cu Sania care trecem? Da, stai să vezi. Toți îi dirijau, gata, au pornit. Bă, bă! Măi, dar pe poartă! Să rămână atanții! Pe poartă, nu, pe n-au stricat gardul. Bă, ce e momentul perfect să ieși cu o oală de ciorbă, ceva. Deci, incredibil ce e. Norocul lor că au nimerit poarta, de altfel. Mai gustăm un vin? Da, asta mă gândeam, stai așa să văd ce îi dau acum temă. Să ne aduc. Mă orientez repede. Și dacă nu e listă, spune că văd de unde îl găsesc. Da, da, da. Nu, am adus, mai apărut o sticlă între timp față de ce ți-am pus aici în poză, că aici mai am pe alb aligote, dar este la fel de ușor ca și ăsta. Poți să ți-l dau să-l iei tu după aceea. Mai am un chardonnay făcut pe drojdie sălbatică. De la cum drojdie sălbatică? Ce e drojdie sălbatică? Drojdie din struguri, pentru că drojdiile sunt de obicei făcute. La vinul știți că se mai pun și acele drojdii care vin doar în completare. Aici dacă este vinificătorul bun, pentru că dacă nu, așa se strică vinurile, din păcate. Iar el folosește niște drojdii care se asemene foarte mult cu flora locală pe care are acolo, cât se intensifice. Și șardoneul ăsta folosește așa. Și mai am un alb acolo la frigider, o trilogie în alb. Fetească albă, fetească regală și fetească neagră vinificată în alb. Ok, o optăm pentru aia. Da? Hai să încercăm trilogia. O să vezi, are ca niște trei șerpișori. Mă descurc eu. Păgustatele, dacă altfel nu. Așa. Trecem prin toate, nu-i problemă. De unde e pasiunea asta ta pentru somelier?
A venit cumva progresiv, de povestea mai devreme cu vișinele învișinată din copilărie, bunice din Vrancea. Așa. Munca la câmp nu prea mi-a plăcut, recunosc, dar mi-a plăcut să ascult și să învăț și să gust. Stafide ne țineau ciorchinistru sus în pod, merele feliate, că eu așa le știu, de pe vremea erau jeleurile din copilărie. Acolo ai crescut în Vrancea, nu? În vacanțe. În vacanțe, eram acolo, vacanțele de vară, de iarnă. Foarte fain, are un model celtic. Asta e de la caie de la Leta. Patru șerpi, nu? Trei de data asta, dacă nu mă știu. A, voi aveți glumele voastre, mă scuzați, vezi dacă o nu să te adaptezi, niciun nu, fel de problemă. Prima dată, nu m-am învățat încă. Păi nu, că din prima nici eu n-am cuplat și eram, nu. Dar vezi că mă prind repede că e după aceea. Când l-a comparat pe Petre Car cu Diana Șoșoacă, eu am avut un moment când mi-a murit creierul. Nu. Putem să dezvoltăm? Am spus eu că Petre Car era un orator parlamentar foarte vehement, da. Așa, și greu să-i stai, să-i faci față, și a spus, da, un fel de Diana Șoșoacă. Ok. Și în momentul ăla s-a făcut liniște, cad filmarea. M-a ridicat de pe jos, mi-a dat un pic cu săruri pe la nas. Da, acum mai este încă o Diana celebră, din păcate. No. Acum nu poți să ai numai... Și după aia în copilărie, când se făcea vinul toamna, de aia zic, culesul nu mă pasiona, noi ne făceam must stopat. Încă nu am aflat secretul. Cu ce se stopea? Ceva cu o combinație de zahăr sau aspirină. Mai am de aflat de la bătrânii care încă locuiesc în sat. Bunicii mei au murit, din păcate. Și cred că de acolo a venit așa. Pasiunea asta. M-au frăgezit de mică. De must stopat. Probabil, da, și pentru vin roșu în special, nu pentru vin alb, că aveau cu niște bobițe mici, nu știu sigur dacă era fetească, băbească, rară, neagră, ce era ăla. Iar după aceea, în tinerețe, să spunem, am lucrat barman și ospătar, în care am băut mult și prost, că n-ai cum să începe altfel. Făceam și eu vin roșu cu cola, dar acum 20 de ani vinul era și prost. Deci chiar era vin prost atunci făcut în România și vinul alb îl făceam cu Sprite. De vis. Fiță, da. Primele cocktailuri se numeau plăcintă, vodka cu Sprite. Mamă, frate, îți dai seama? I-am dat ficatului, da. Genocid. Dar după aceea, începând partea asta de tururi și începând și partea de trasee și de excursii, au început să apară cramele, care cu adevărat sunt dedicate, uite, cum sunt astea micuțe. Și acolo am început să văd, cum ar veni cu ochiul stâng, conform bancului, să văd și poveștile din spate, să cunosc vinificatorii, să văd ce fac ei, că un alt vinificator, nu de aici, de la Crama Histria, a avut o vorbă, la fel foarte frumoasă, ca să faci vin trebuie să fii pregătit să ai pământ sub unghii. Și mi s-a părut foarte că tare. Că te îngrijești, da, de la că de acolo vița pornești. De vie. Vița de vie, știi că după ce o plantezi, tu o lași 5 ani până faci primul strugure. Adică, 5 ani durează. Da, să ajungă rădăcinile suficient să-și extragă din sol. Chardonnay-ul nostru de Dobrogea, de aia îl luasem și pe ăla, de aia o să ți-l dau să te bucuri de el, are textura asta calcaroasă. Pentru că este chiar foarte aproape de cetatea Histria. Și eu un blind, pe ăla l-am recunoscut la degustare. În felul ăsta cred că mă poți converti la alb. Culmea, nici nu sunt băutoare de alb, eu tot de roșu sunt băutoare. Dar sunt unele care sunt totuși mai deosebite. Asta e prima porție de tataraș. Da. Arată excelent. Niște găluște, ce sunt? Colțunași mici. Colțunași. Da, sigur, le lăsăm sigur, acolo la pachet. Sub o formă sau alta există din China până în Italia. Asta vreau să zic. Că legenda spune dumplings. Că Marco Polo i-ar fi adus. Când a călătorit la curtea hanului, acolo a văzut el și tăiței și colțunași și le-ar fi adus în Italia și de acolo s-ar fi răspândit. Păi da, ei încă nu foloseau panificație în Italia? Se pare că nu. Și se veni de bine, acolo e foarte greu de demonstrat istoric, da. Cum o altă teorie spune că înghețata au inventat-o tot Mongolie, ținând laptele bătut la șa. Tot mergând din goana calului, s-a bătut ăla până când a devenit cremă. Exact ce ai zis tu de faptul că luau lactatele pe care le făceau într-o formă cât mai uscată. Da. Ar putea să fie și asta, da. Seamănă cu gustul găluștilor chinezești. Da, de asta m-am gândit eu la dumplings. Așa, aici ți-a adus iaurtul separat. E obișnuită de la prietenii mei de acasă. Mamele lor ne făceau direct tot mixul, adică puneau și iaurtul, da, de la început. Aoleu. Da. Așa. N-am reținut numele preparatului ăsta? Cum îi zic? Carângearc. Scuze. A, sugiucul. Deci ghiudem și sugiuc sunt sinonime, de fapt. Da. Hai să te ajut eu. Așa. Mulțumim și noi.
Și am și rozet dacă vrea, inclusiv la vânătă. Putem să deschidem și un rozet dacă vrei, că la carne deja merge. Eu oricum conduc, adică nu... Da, de la dumneavoastră numai. Aici avem un... Deci dumneavoastră nu mai bezi pe cameră. Așa. Aici avem un cupaj, fetească albă, fetească regală și fetească neagră. Primele două sunt soiuri albe. Știi că se vinifică separat în momentul în care faci presa, cum le bagi la tank ca să stea la temperatură cât mai rece, față de roșu pe care îl lași cu o temperatură controlată chiar și un pic mai ridicată și cu acea boască, cu pielița. Dar fetească neagră în cazul ăsta, în momentul în care ai făcut presa, ai și scos pielița. Deci el s-a vinificat în alb și s-a ținut la temperatură de vin alb, după aceea în fermentare. A fost convertit. Da, a fost un pic convertit. Mai există vinurile, de exemplu Pinot Noir, se face blanc de noir, care la fel, l-ai făcut presă, l-ai scos de pe pieliță și el se vinifică în alb. Și e o textură foarte interesantă. Îl simți că promite să fie roșu și totuși îl vezi alb în pahar. Dar el are un pic de consistență care vine din faptul că era pe roșu. Că vorbeam de Saperavi mai devreme. Saperavi este unul din foarte puținele, mai sunt câteva soiuri prin lume, de strugure care au inclusiv pulpa din interior, carnea roșiatică sau închisă la culoare. Altfel, orice boabă ai văzut că este deschisă la culoare. Tu dacă nu îl lași pe pieliță, el nu se face culoarea închisă la vin. De-aia roșul îl lași cât mai mult ca să-și ia de acolo extractiv. Și așa se face rozeul. 15 minute, 20 unii, doar atâta îi arată pielița. Și după aia gata, l-ai scos de pe pieliță. Cu cât îl lași mai mult, se face spre roșu. Da, e de înțeles. Deci mi-e doar așa o gură. Deja și culoarea se vede că este un pic mai închisă. Și ca an, doar ce a fost îmbutilat în 2021, deci s-ar trebui să fie cam 2019. Cel mai IG, indicație geografică, colinele Dobrogei. Via Viticola, acum ne-am dus în nord. Simte aciditatea. Deci de data asta ne-am dus în partea de sus de tot, în zona Sarica Niculițel. Și are și alcoolemie un pic, după cum s-a așezat pe sticlă. Aici e temperatura la care se recomandă, 12.5. Excelent cupaj. Aici se vede talentul unui vinificator în momentul în care combini trei soiuri să-l aduci la un echilibru în care minunat, să se așeze. Da, foarte, foarte interesant. Fac niște lucruri fabuloase la cei de la Via Viticola, cu cai de la Arteș și inclusiv, uite, și pe etichetă, cu lupul dacic. Se și vizitează crama? Se... Momentan nu au parte de vizită, de degustare. E în lucru, așa știam de la ei. Tot aștept și eu cu nerăbdare să ajungem în vizită acolo. Mai chinui, între ghilimele, turiștii, mai ales pe străini, în România, oricum știu, cu ciorba de burtă. Care e o experiență, care nu place tuturor. Da. Păi nu, la ciorba de burtă asta era cea mai bună definiție. Nu există la mijloc. Ori iubești, ori o urăști. Exact. Cum este în zona aia, Bali, Indonezia, în partea aia, nu știu ce fruct, cred că durian, să-i zicem. Ăla care miroase oribil. Și de-aia zic că vreau să ajung și vreau să-l încerc. Și în Thailanda este. Că eu l-aș încerca. N-am nicio problemă, măcar să-i dau o șansă. N-a fost doar mirosul ăla îngrozitor care m-a dat pe spate, în rest gustul n-a fost ceva să zic, wow. Da. Adică merită să te ții de nas ca să guști. Bună și aici. Eu aici o să mănânc doar carnea. Da, păi și eu cam la fel. Cu vânăta, în general, în afară de salată de vinete, nu prea mă împac. Suntem pe aceeași lungime de unde. Mai făceau tot felul, un fel de musacale. În Turcia le-am mâncat pe alea cu vinete. Știu că plăceau un grup foarte mult. Nu. Și cred că și la noi se face ca un fel de rețetă de post. Un fel de musaca din asta de vinete. Eu n-am întâlnit-o. E treabă și de stereotip cultural, că și eu sunt obișnuit de acasă, din bucătăria de acasă, că vânăta afară de salată, nu... Nu, ne mai făcea mama bine de pane. Pane și astea, dar nu-mi place ceva la textură în momentul care e făcut în formatul ăla. Dovlecei pane pot să mănânc. Idem. Exact aceeași chestie. De aici are și o ușoară dar textură amară. Dar musacan mi-a plăcut niciodată, că nu era din zona noastră, n-am crescut cu ea. Da. Și sunt mai multe rețete, că eu știam cu straturile alea de cartofi. Și eu mâncam și cu smântână. Și sunt zone în care nu se pune smântână. Eu dacă nu nec în smântână, nu-i musaca. Da, pentru că așa am crescut. Gustul copilăriei, nu? Uh-huh. Cala care s-a însurat și nevastă-i făcea super mâncare și nu-i plăcea nimic. Strâmba de nas și odată
nevasta, nu știu ce a făcut, a grăbit și a fumat fasolea și era, băi, dacă nu i-a plăcut pe aia bună care am făcut, acum cred că mă moară, mă trimite acasă, divorțează și... Doamne, ce bună, și mi-aduc aminte de copilărie, de mama, cum făcea fasole, cea mai bună mâncare care am mâncat în viața mea. Prietena de-a mea, tătăroaică, măritată, exact a avut, ea a făcut chestia asta, așa a ars mâncarea. În sfârșit ai făcut și tu mâncare comestibilă. Cum face mama, i-a zis, da. I-a zis bărbasul, da. Că și la fel avea aceeași frică că a ars mâncarea. N-a rezistat, că sunt nici ea, dar mă rog, asta e partea a doua. Dar nu de acolo. Nu. Da, asta e într-un fel. Foarte interesant gustul la vinul ăsta. Uh-huh. Adică deci, e mai deosebit, așa, mai, mai special. Mm. Da. Și le-am vinat atât de frumos încât devine foarte catifelat per total în rezultatul final. Da, e spectaculos cât de ușor e. Ale noastre de Dobrogea, în general, au o anumită lejeritate. Asta, Crama Histra, de care povesteam mai devreme, chiar este la vreo 20 de kilometri maxim de cetatea Histria, de aia și-a luat și numele. Și zona aia are și niște lacuri, lacul ăsta Nuntaș, a fost știrea anii trecuți, aia ce făceam cu Flamingo. Acolo s-au dus prima dată, acum vreo 2 ani. Chiar a fost secat la un dat de apă și acum l-au repopulat cu apă, au făcut niște canale din astea de a aduce iarăși apă. Și zic acolo tărâmul celor trei ape, că este lacul Nuntaș, undeva în zare începe și lacul Razem, cel care cândva făcea parte din golful Mării Negre, okay, unde este și cetatea Inisala. Care s-a colmatat. Care s-a colmatat, exact. Și acea evaporare aduce exact ce-i trebuie ca mineralitate și ca arome, știi, în vie. Și uite cât de mult contează. Bine, asta, ca e de la Letea, am zis, este sus înspre zona Sarica Niculițel. Și e clar că a cules din, a adus din mai multe zone. La sticlele de vin, contraeticheta este foarte important întotdeauna, pentru că aia îți dă informațiile legate de alcoolemie, anul de recoltă. Eticheta din față de obicei e marketing. Da. Soiurile, ordinea în care sunt puse, îți arată majoritatea, în care, procentul în care sunt puse. Fetească albă înseamnă că este principală, din punct de vedere cantitativ, regală și neagră. Dacă sunt, din câte știu eu, peste 10% procent din strugurile respective, el trebuie menționat pe etichetă. Ceea ce înseamnă că un rest de 10% poate să fie și altceva, dar nu mai este atât de important cât să influențeze în arome. În Republica Moldova am văzut multe crame care puneau inclusiv procentul de strugurele din care făceau combinație. Că dacă e 30 cu 60, da, sunt mai reguli un pic diferite. Când ai 30 cu 60, deja se simte o diferență, să spunem. Dar dacă ai câte 30 din fiecare... Uite, franțuzoaica la Claude de Colomb are vreo câteva făcute cupaj, dar le punea în proporții egale sau cât mai apropiate de egalitate. Dacă avea 3, de exemplu, punea fiecare 50, 50, 50. Așa. Și cu restul de 50 ce făcea? Cum era mancul ăla, nu? Că luăm 20.000, 5.000 ăluia care trebuia să facă, era un proiect de construcție. 5.000 la care trebuie să facă, 10.000 ție, 10.000 mie. Și lua 25.000 pe proiect, știi, cam așa. Sau cum era Neamărin, miliardar. Una ție, una mie. Una, două mie, una ție. Uh-huh. Una, două, trei mie, una ție. Țin minte scena. Care s-a filmat la Hotel Vega. Da. În Mamaia. Și în Intercontinental la București, partea de hotel de interior. Mhm. Uh-huh. Apartamentul, am dormit acolo de vreo câteva ori, am și făcut vlog cu apartamentul și exact și acum au păstrat mobila doar că recondiționată, e foarte fain. Special datorită filmului, da. Foarte frumos din partea lor. Toate personalitățile mari care au venit la București, Bill Gates și alții au dormit acolo în apartament. E povestea pe internet cine a dormit în apartamentul respectiv. Chiar ar fi păcat să schimb decorul. Cum e la crama aia din Ararat, din Yerevan, pardon. Cred că și la Ararat și la Noa au chestia asta cu butoaiele cu coniac care s-au făcut pentru fiecare președinte care i-a vizitat. La noi Traian Băsescu are, îi făcea greutatea președintelui în coniac. Dar e gol butoiul. Da, clar. Asta nu mai știu, Băsescu, da, cred că e gol. Și s-au oprit în momentul în care i-au făcut butoi cu coniac lui Boris Elțen. Care e, mă rog, s-a folosit o cantitate destul de mare de lichid, se pare. Ce e la smântână aici sau ce e? Iaurt cu usturoi. Mamă. De asta a zis că e bine că doarme singur. Te schizi fereastra, ai mare alături. Deci? Deci am vrut să aptează pe ferestre din alea
nu știu, ar trebui să aibă și balcon ceva să se deschidă. N-am stat niciodată acolo. Asta vreau să glumesc acum, ce vorbeam cu astea cu turismul. Pe noi mai întreabă lumea, cum e hotelul nu știu care? Păi eu văd doar recepțiile nu de hotel. Știu, da. Nu vizitez camerele. Cum e, eu locuiesc aici. Uite bă, Booking, că este review acolo și are notă fiecare și te poți lua foarte bine. Adică dacă vezi că e sub 8, nu recomand. Nu te mai apropii, da. Booking, TripAdvisor, că TripAdvisor este cu părerile personale. Pe mine TripAdvisor m-a ajutat foarte mult ca recenzii de la turiști străini, care chiar îl folosesc, în special americanii. Ce știu, da, mi se pare că s-a lungit ziua și că încă e lumină. Ceva în organism spune că e noapte. Nu neapărat, dar încă nu m-am obișnuit cu schimbarea asta de oră. Uneori am niște șocuri. Prefer lumina zilei. Mâine plec spre Hârșova, în partea aia, la Ghindărești. E un sat de ăsta, au și acolo niște lipoveni, se pare. La lipoveni aia vreau E o gospodărie care s-a înregistrat cu norme europene. Punct gastronomic local. E vizitat și Dacian Cioloș și facem masă pescărească lipovenească cu scrumbie și ce mai au captura zilei și tot așa asociat cu vinuri. De la altă cramă, crama Darie. Cine organizează? Cei care au punctul respectiv gastronomic. E o familie de acolo. Interesant. Uh-huh. Și eu mă duc doar cu prezentarea de vinuri. Ești prieten cu fata preotului. Preotul lipovean din sat. Trebuie să tai Costi? Nu, Costi își beac. Ah, ok, în regulă. Deci lasă Costi, nu te ia nimic. El ți-a repezit imediat pe camere când ai început să-ți faci desfăr. S-a înnecat. Bolovanule, suntem pe film. Așa. Foarte de treabă oameni. Uh-huh. Avem niște sate superbe, mai ales în zona aia când urci și aici, că fiecare are un specific până la urmă. Dar mai ales acolo începe partea aia de lipoveni cu casele, cu albastru, cu așa. Și ce grup ai, Diana, acolo pentru... N-am grup, acolo a rezervat fiecare individual. S-a anunțat că ora de masă începe la 12, ca să fie și cu degustare asociată. Păi cum știau ei de... S-a anunțat pe eveniment pe Facebook. A, pe Facebook. Da, dar cred că l-au sponsorizat aici pentru local ca să poată să vină. Okay. Vin și niște prieteni de la București direct acolo. Le-au făcut meniu de la aperitiv până la desert. Desertul e o prăjitură îmbibată în chardonnay făcut ice wine. Că am zis de desert, vin de desert făcut. Adică dulce. Când dulce. Nu poți să stai fără băutură nici la desert. Se aruncă și în prăjitură. Da. Am terminat, puteți să luați. Mulțumesc, rămâna. Mânca prea mult. Foarte diferența bun. De ice wine continuă în felul următor. Ai odată vinul pe care îl lași până târziu să aproape să se stafidească, să aibă zahăr mult. E riscul cu graurii sau cu ploaia sau cu alte chestii. Ploaia poate să aducă mucegaiul nobil, dar ăsta la fel e super noroc. Și... Ice wine-ul, dar la noi în Dobrogea nu prea reușim să-l facem. Trebuie să aștepți prima brumă. În Transilvania merge, că vine repede prima brumă. La noi e iarnă ușoară, știi, și uneori nu-ți vine deloc brumă. Poți să vii în ianuarie să n-ai brumă. Deloc. Și de-abia atunci se culege și se face acel ice wine, care are o consistență zaharisită și mai puternică și alte arome. Și chardonnay-ul se pretează cel mai bine la ice wine, ca vin de desert, da. Și l-o vor avea și pe ăla asociat cu prăjitura în siropată în același ice wine. Plus, ce-am zis, aperitive, stocceac. E mișto ăsta ca pont de știut de organizat. Da, da. Ce capacitate au acolo? Micuță, că am înțeles că intră la mese undeva la 25 de persoane. Mm-hmm. Îmi zici, îți dau contacte dacă să mai aveți pentru viitor. Mai este o tanti cu o gospodărie în Vișina. Vișina este satul chiar de lângă Jurilovca. Suvenir de Dobrogea l-a numit și a făcut odăi tematice, una decorată armenesc, bulgăresc, tătăresc. Lipovenesc, presupun. Da, 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 vreo 5, atât are. Restul este curte mare cu ponei, cu cai, cu căprițe, cu oi și fac foarte mulți vin cu copii, acum acolo face diverse manifestări din astea. Eu m-am dus cu grupuri de turiști, m-am așteptat cu plăcintă și plăcintă făcută de bulgăroacele din sat. Acolo este încă o etnie bulgară, rămasă o comunitate și cu limonadă. A fost perfect. Ca să le dau gustare. Pensiune? Da. Deci te poți caza într-una din încăperile astea? Cred că le folosește și pentru cazare mai nou. Mai este în Sarichioi. Sarichioi în rusa veche înseamnă pământ galben. E un lut. Din ăsta am prins furtuna acolo. Se făcuse râu pe șosea de pământ galben. Nu intră apa. E... Casa Filip, care e făcută din aia, efectiv, de desene animate, cu albastru, cu tot ce trebuie. Aia este special doar pentru cazare. În perioada când a început cu Ucraina, ea fiind lipoveancă, au cazat numai familie cu copii veniți din Ucraina. N-au mai făcut cazare. Și au ținut cât a fost nevoie până s-a relocat fiecare familie.
Și acolo deschide la fel bucătăria, ori cu rezervare, ori pentru grup. Îți dau contactul. Și după aia te duci pe malul lacului pe Razem, e chestia aia lacustră, uite cum ați călătorit dumneavoastră foarte mult, ai apa aia lac și trei bărcuțe care plutesc așa în mijloc. E fabulos. Acolo răsăritul se vede frumos, nu știu că nu-s matinală, dar e taverna Lega Fish, se cheamă. Zici că e taverna din aia grecească, cu 5 mese de lemn pe un postament și ai un meniu, o foaie A4. Captura zilei este ăla. Maxim 3 feluri de pește. Ți-l vine cu el în cărligă, stai peștele dumneavoastră, ți-l cântărește plită de sare. N-ai ce să mănânci altceva. Nu ciorbe, nu din astea. O icră și poate un pește afumat. Și atât. Super tare. Mhm. Să stați acolo. Da, asta trebuie să faceți acum în zona de Dobrogea Dunărească. N-ai dubii că nu-i proaspăt? N-ai cum, exact. Eu am bătut în Delta că mi-au dat macro concerat. Oh, da, din păcate acolo nu e... Da, băiatul chiar asta mi-a adus acum 2 ani, cred că. N-am știut ce se întâmplă. Bine, știam că vreau și de-aia mi-a și adus ce ți aduc raci. Că prinseseră în octombrie raci în lacul Razem. Și mi-a adus 6 kg de raci. Mama. Am curățat la raci aia. N-aveam nici ce să-i fierb, că eu aveam oale de casă normală, de om normal. Unde pui imensitățile alea să-i fierb, să nu știu ce. Ce-am fiert la tranșe. Din experiența de la bunica, nu-i pui în oală. Îi agăți de antene, îi bagi în apă cât să se rumenească. Da, și se roșească. Și pui alături, gata. Bunica făcea la ceaun. Da. Aparent dă un țiuit la un moment dat. Când știu, țin minte niște sunete pe care le-au scos. Și după aia desfăi și scoate cărnița din ele. Da. Eu, de calașii de la semințe, le-am desfăcut mai întâi pe toate. Am umplut un castron doar cu carne și după aia am mâncat. Desfăcut, răbdare. Mâncat. Da, eu chinez bătrân. Fac origami, deci am răbdare să fac și de asta, să desfac așa. Altă ligă. Ca să savurez, da, și la midii la fel fac. Mai întâi le scot pe toate și după aceea mănânc. Nu midie, desfă una, iar mănâncă una, nu. Când am început să fac afaceri, am fost invitat de niște șmecheri mari de tot, milionari pe la Londra, pe asta, și m-au dus să mă impresionez la un restaurant ăsta foarte defițos prin Londra, unde era un fel de club de ăsta, unde nu intri decât dacă te recomandă cineva sau ceva, chelnerii impecabili cu niște șorțuri de-alea, cu niște lors de-aia englez, dai seama, mobilier de la clasic, așa. Și m-au întrebat ce mănânc și a zis ce mâncați și voi, ca să nu mă fac de râs, că nu știam ce e pe acolo, nu înțelegea nimica. Și ce au mâncat ei? Nu, sunt niște languste de alea mari, la fiecare. Așa, niște languste uriașe, cred că era jumătate de metru una. Și o trusă cu dăltițe, cu forfecuțe. Tu mă știi cât de înainte, că îmi tai deștile, mâinile și tot așa. Bă, și mi-era o foame, dar nu mai puteam și mă uiteam la langusta aia, au luat dăltițele, pa-ba-bam, acolo. Delicios, minunat. Băi, și norocul meu mare a fost că unul dintre ei, nu știu ce, cu cine s-a întâlnit, s-a dus și el l-a chemat, John, vină să ți-l prezint și eu. Și s-a ridicat de la masă, o dă repede, a rupt-o și am pus înapoi. Și așa am mâncat și eu langustă. Când aveam treabă. Și tot așa am bățit tot la Londra, tot așa cu un amic eram, cu Marius. Și prima dată la un restaurant chinezesc la care se învârtea masa. N-am mai văzut în viața mea așa ceva. Noi după Revoluție veniți, îți dai seama, ne-am dus la restaurant ăsta chinezesc de fiță, o masă de aia mare, am vreo 6 persoane, noi 2 din România și 4 chinezi de aia. Și au dus tot felul cum duc chinezii, găluște, de alea. Și noi ne-am dat seama că de fapt noi nu suntem singuri la masă și că și oamenii ăia și trebuie să așteptăm și asta. Și când ne plăcea ceva, pac, învârteam, mai luam de-aia, dar era sărac, era cu furculița de-aia de pe lângă. Noi tot învârteam de masă, știi? Băi, am făcut de la cot, bă, nu-i bine, stai, lasă așa, se învârte fiecare. A fost foarte... Toți facem, da, de astea. Eu am făcut-o de asta în Italia, în zona Toscanei, și citise. Au desertul ăla, biscotti cu vin Santo. Uh-huh. Biscuiți aia cu migdale super uscați. Da. În care îți vine paharul de vin Santo, e un vin fortificat, și tu trebuie doar să înmui biscuitele în vin Santo ăla, că e aproape ca o țuică, e foarte puternică, și după aia mănânci biscuitele îmbibat în alcool. Citisem, știam ce am de făcut. Și mi-a adus fata la desert, era o poloneză, chiar ne împrietenisem, că am luat meniu din ăla tot așa, cu multe chestii, cu osobucă, cu bisteca, fiorentina, cu așa. Și la fel, le-am dat și acolo, îți dai seama, temelie. Și citisem, da, obosită, băusem și vin și toate alea, am luat țușpinca. Gustă, zic, aulei, cam tare, zici că e țuică. Nu ne-am prins la masă. Și m-a văzut asta, ospătarea, nu așa, nu mai e ăsta. Dă-i seama că ăștia la masă, țărancă. Bine, eram doar noi români, în rest nu era nimeni român la terasa respectivă. Dar zic, băi, dacă n-aș fi citit de exact chestia asta, că nu se bea, că e prea puternic, că e alcoolizat. Dar mulți au băut castronașul ăla cu lămâie care se duce să te sperbă mâine. Am auzit-o adică... des, cu flori de trandafir. Pe mine m-au localizat după zgomotul pe care îl făceam, că eu nu știu ce să aia creveți nedecorticați. Ah, și n-ai scos... Bă, greu sunt ăștia de... Da.
E și un banc. Ce zice cocalarul care vine prima dată la Marea Neagră și vede midile? Ce semințe mari au ăștia? Ok. La fel, uite, s-a pierdut asta. Eu în copilărie o aveam foarte des la Mangalia. Garizii noștri, mini creveții ăia. Da. Noi mâncam ca pe semințe, noi cumpăram un cornet de hâziar când eram mică. Se prăjeau, presupun, și... Prăjiți sau fierți. De fapt, nici măcar prăjiți. Pe plită, că ai văzut ce zice așa acum și de carne. Pe plită. Imediat prindeau o crustă și exact ca pe semințele. De-aia mi-am amintit acum când ai zis cu creveții. Și se scotea foarte ușor carnea. Nu mai știu tehnica, dar sigur, dacă aș mai găsi, mi-aș aduce aminte. Că îi mâncam ca și hamsiile, imediat. Ale erau efectiv gustările noastre. Până mi se farfuria în față, nu mi-a zis nimeni nimic, a zis ok, așa să mănâncă. Dă-i. Da, exact, uite, vezi ce înseamnă. Și munceam cu un spor la creveții aia. Și alea sațoase, rău, osoase și așa, da, e cartilagiul ăla puternic. Da. Cred că toți avem câte o poveste din asta, îți dai seama. Am repetat experiența la alune în coajă. Au. Acolo m-am prins repejor. Alea mari, da. Alea duble, așa, da. Am fost elefanțel un pic. Asta trebuie mâncată fierbinte. Că după aia când se întărește, nu mai are același farmec. Asta e concluzia după ce s-a întărit, nu? Acum că nu mai ajuns de sprin carnea, da. Eu n-am zis nimic, am operat-o repede. Ți-ai făcut pofta? Dar chiar n-am nicio reclamație, totul bun. Niciodată n-am avut probleme. Da, și gustul ăsta de casă, așa, știi? Da, chiar e... Iar fatul e, sâmbătă după masă și suntem singuri. Le merge foarte bine și pe livrare. Au reușit cumva, pare rău că n-am venit și doamna Enise. Probabil că asta a fost cheia supraviețuirii în pandemie. Da, 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 pentru că atunci, prima dată când au început să dea drumul, au dat drumul doar celor care aveau terasă și ei n-au avut terasă. Și au reușit să-și facă promovare legată de partea asta cu livrare. Și ori livrau ei, ori comanda lumea și venea să ia pentru acasă. Deja avea reputație, care deja mai bine de 10 ani de când este localul, și așa au reușit să supraviețuiască. Da, atâta. Ca personal, doamna care ne servește și o doamnă sau maxim două în bucătărie. Ei sunt. Și doamna Enise și băiatul care o mai ajută. Family business. Cu adevărat, da, cu adevărat. Și am adus și grupuri și tot la fel, s-au mișcat foarte deci bine. Înseamnă că au o viteză de a face preparatele astea? Păi ce repede ne-au adus, că e doamna singură. Băi, mai era cealaltă doamnă cu care am vorbit că am luat de locul de parcare. Cred că e cea din bucătărie. Mm-hmm. Bine, sunt convinsă că le are deja semi-pregătite, ca în momentul în care vine comanda să meargă repede. Dar nu s-o fi apucat să frământe coca acum. Nu, nu, nu. Mă gândesc că în momentul în care îți vin totuși mai multe mese odată, că devine un pic provocare. Eu am venit cu grupuri, numai că acolo fiind deja pregătit meniul stabilit înainte, deja. La fel, putea să le aibă exact semi-preparate, cum o să fac și săptămâna viitoare când o să aduc grupul. De unde ai grupuri, Diana, cei mai mulți? Români sau ce sunt? Momentan încă am români, foarte mulți, pentru că și pandemia și situația asta nouă cu Ucraina. Mai vin și turiști străini, dar trebuie să vină individual, nu pe grupuri. Navele de croazieră momentan nu vin. Le este frică cu situația care se întâmplă aici. A rămas o rută de nave de croazieră care vine pe Dunăre, Vikingul. Ca aia n-are treabă. O știu, cu, o știu. Așa, și oprește... Îi cazează la noi la Marriott în București. Uh-huh. Dorm o noapte la Marriott în București, că vin de la, oprește la Dunăre, la Giurgiu. Exact. De la Giurgiu duce cu autocarul așa, în București. Da. Și după aia care urcă mai departe la Tulcea, de la Tulcea îi aduce și într-o excursie de o zi la Constanța. Cam atât mai vin momentan pe grupuri organizate. Dar mie îmi vin pe individual. Cei care călătoresc și de obicei mulți turiști americani și australieni, pentru ei zona balcanică este o chestie foarte exotică. Și ei când vin fac și câte 6 luni și iau țară cu țară, acel slow travel să le exploreze. Ăia care chiar știu ce să facă. Sau dacă nu, vin la București că e destinație ieftină, baruri multe, fiecare după posibilități. Lume petrecăreață, da. Centru vechi. Da, 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 e acolo în centrul ăla vechi în București. E fabulos într-un fel. Dar să vezi dimineața, că aveam turnee de poker la Intercontinental și o luam dimineața, o dimineață merg, fac mișcare și o luam la pas, 6:30, 7:00 de asta pe centrul vechi. Ce diferență trebuie să fie. Ferește, deci era noaptea aia. Gunoaie, ce incredibil, ce sticle sparte, ce căzus pe jos, pe acolo, e ceva infernal, e ceva incredibil. Am avut și eu șocul ăsta și în Roma, că mai văzusem recenzii că Roma oraș murdar. Nici nu mi s-a părut murdar până anul trecut când am fost. Anul trecut l-am văzut murdar. Așa, da. Și piețele alea
Am prins, sunt piețele alea volante la ei. Și am prins un moment când tocmai ce se terminase o piață, dar deja venea mașinuța de gunoi. Am văzut gunoiul, ne-am întors, era ca și cum n-a fost nimic în câteva ore. Aia e diferența între noi și ei. Mai avem de învățat la partea asta. Inclusiv, o să ne numesc târguri, că nu erau chiar bazaruri, tot așa, alea volante, că știi că iau piețele alea care se fac o dată pe zi într-un cartier. În Turcia. Și în Spania se practică chestia asta. Luni în cartierul Cutare, marți în cartierul Cutare, am prins niște din astea prin Turcia și la fel mi s-au părut fascinante alea. Că acolo vezi viața reală de zi cu zi. Și încurajează localii, știi? Da. În detrimentul marilor supermarketuri, marilor magazine. Da, reușesc să țină pe chestia asta. Și așa mai departe, la noi nu. Nu mai văzut o chestie... Sau la noi și unde e riști să nu fie nici pe departe localnic. Yeah. Cum e la noi când mai vezi magazinele alea de carne cu sibieni. Că vezi, doamne, ar fi aia de la Sibiu, care cred că n-au mai văzut Sibiu carnea aia de nu știu când. În Turcia m-a mai frapat o chestie și pe aia mi-a explicat prietenii turci că femeile nu pleacă singure. Depinde acum cât de mult țin la tradiții. Și erau astea care nu ieșeau la cumpărături fără bărbat acasă. Dar s-a creat o chestie, o regulă. Faci comandă, probabil un fel de aplicație online ceva, și cobora cu un scripete o lădiță. Și băiatul îi punea cumpărăturile în lădiță, ea ridica ăsta și îi dădea banii după aceea, ca să-și facă piața, fără să iasă din casă. Ce înseamnă, da, cu soția, pentru că nu putea să iasă, adaptat, că nu avea soț. Da, da. Da, foarte inventiv din punctul ăsta de vedere. Și mă gândesc că și la pandemie, acum cred că a funcționat foarte bine genul ăsta de sprijin. Mai ales acum. Da. Fascinant așa uneori, diferențele astea care îți arată cum se rezolvă câte o situație. Care vezi, doamne, n-ar avea soluție. Are. Mai vrei să mai deschidem încă unul? Mai puteți? Sau eu nu, numai? Doar Damian, dacă mai vrea, dacă nu... Vrei? Am zis că ăla roșu nu ți-l las. Hai să mai și prezentăm, că așa doar de lăsat la mine... Să le și prezentăm, da, da, da. Ok. Aveam și două rozeuri. De fapt, poți să aduci ambele, poți să aduci toate, ca să mai prezentăm ce mai aveam pregătit, vinuri de Dobrogea, ca fiecare e de la altă cramă. Și cel mult mai deschidem unul, maxim. Bun. Mai adusesem aici, așa, în panoplia de vinuri dobrogene. Pe vin alb de la Cai de la Lete am adus un soi care s-a naturalizat și el foarte bine, un Aligote, volumul 2. Ei au Podgoria chiar în apropiere de zona celor cai sălbatici. Inclusiv eticheta este un cadru foarte apropiat al unui ochi de la unul din astfel de cai. Cealaltă etichetă, volumul 1, are chiar calul pe etichetă. Crama Histria cu acest Nicolaus îl onorează pe bunicul lui, pentru că de acolo i-a venit pasiunea pentru vin, celui care vinifică acum la Crama Histria. Este foarte aproape de cetatea de la Histria și are un Chardonnay care este vinificat cu drojdie sălbatică, ceea ce îi pune în valoare foarte mult aromele pe care le avem aici. Mie îmi place foarte mult Chardonnay-ul de la ei pentru că are o textură aproape un pic sărată. La niște degustări în orb se cheamă ele, în blind, îl recunosc tocmai datorită acestei texturi. Și dopul are sus element de la cetatea Histria, drahma care s-a găsit acolo. Cetatea Histria este și singura care a avut voie să-și bată propria monedă în perioada Imperiului Grec, iar desenul de pe această monedă este un vultur cu un pește, cu un pește în gheare. Era o unire simbolică între înaltul cerului și fundul apei. După aceea am adus și două rozeuri. La rozeuri culorile pot să varieze foarte mult în funcție și de soiul de strugure folosit și de cât de mult îl lasă pe pieliță. Daima este de la Crama Trantu. Eticheta îl are pe Sfântul Andrei pe o barcă, apropo că vă duceți mâine. Uite-l aici, simbolic, desenat. Crama Trantu este chiar în zona veche de Murfatlar, foarte aproape de podul de la Murfatlar, de la Cernavodă, la care ați fost voi adineori. Cred că e la 5 km de podul de la Cernavodă, via. Siraul roze de la ei mie îmi place foarte mult, de-aia îl și adusesem. Domeniul Bogdan este și ea în zona veche de Murfatlar și avem eticheta cu verde. Este vinificat în biodinamic, organic biodinamic, are niște reguli foarte stricte în funcție de chimicalele pe care pot să le folosească și sistemul de tehnologie. Trebuie să fie cât mai natural, tocmai ca să-i păstreze proprietățile solului. Și pe roșu, unul din preferatele mele, crama se numește La Sapata. Sapă cu caii printre rânduri și acum, și ei sunt foarte aproape în zona aceasta de Sarica Niculițel.
Iar ei au în continuare acest soi foarte vechi de băbească neagră. Ei sunt pe bioclasic ca stil de vinificare și se duc foarte mult în partea de exterior. Deja cam toate cramele de acum încep să primească și vizitatori, au și spații dedicate pentru degustări de grup, dar trebuie cu rezervare înainte. În total, în Dobrogea acum avem 30 de crame ca inventar, datorită acestor suprafețe viticole care sunt înregistrate în mod oficial și deja, cred că mai bine de jumătate, pot să primească și vizitatori la degustare. A rămas istoria cu murfat clarul. Deci poți să faci un tur al vinului dobrogean. Eu asta vreau să creez, drumul vinului dobrogean, ca trasee gastro-culturale, să spunem așa, în care recomand maxim 2 crame pe zi la vizită, clar, neapărat asociate cu mâncare și putem întotdeauna, pe orice traseu te duci, vei găsi și câte o cetate, exact cum veți face și voi în continuarea excursiei voastre. Ai văzut în toate zonele, ți-am zis că și în drumul tău spre Adam Clisi, ai și acolo o altă cramă pe care o poți vizita și aia primește vizitatori până și la 100 de participanți. Deci putem să facem crama Viișoara, care este chiar în localitatea Viișoara, diminutiv de la Vie, exact. Au reușit să se organizeze foarte bine și fac niște lucruri deosebite acolo. Au și stație zootehnică acolo, că de acolo a pornit inginerul și i-a adunat în asociație și pe săteni. Și fac niște vinuri, unele chiar deosebite. Super, excelent, bravo! Da. Asta a fost incursiunea noastră culinară, să zic, din cadrul turului dobrogean. A fost o zi plină, a fost o zi grea, am mâncat, am băut, a fost foarte bine. Mulțumim mult de tot, Diana, pentru suport și pentru toate explicațiile și așa. Deci... Ați invadat Turcia, Constanța și cucerit-o? Cum am spus la începutul turului, l-am găsit pe Damian, varianta feminină, aici cu noi. Și mâine o să continuăm să vedem alte obiective interesante. Doamne ajută, o seară frumoasă!